HBO prezintă de la ora 20 și 10 minute filmul Side Effects, cu Jude Law, Catherine Zeta-Jones și Channing Tatum. Acesta este un thriller provocator despre Emily și Martin, doi tineri de succes din New York, a căror lume se destramă după ce un medicament prescris lui Emily de psihiatrul ei are efecte secundare neașteptate. Cu toate acestea, doctorul Banks nu poate accepta toată responsabilitatea și începe să facă verificări pe cont propriu. Ceea ce urmează este o investigație periculoasă care amenință să-i distrugă complet viața în timp ce descoperă adevărul diabolic din spatele unei tragedii. If she was a man, that's not what happened. And what is going on? I put her on a blixer. I don't think you should be my doctor anymore. I think she requires more observation. Someone gets punished. It's all gonna go away. It's gonna follow you around forever. Pe Cinemax de la ora 20:45 puteți urmări American Hustle cu Bradley Cooper, Christian Bale și Jennifer Lawrence. În lumea interlopă din New Jersey, Irving Rosenfeld, un mafiot genial, împreună cu la fel de vicleana și seducătoarea sa parteneră, Sidney Prosser, vor fi obligați să lucreze pentru un agent FBI. Ricky DiMasso este un agent FBI neînduplecat, care nu acceptă niciodată nu drept răspuns și are întotdeauna metodele lui pentru a obține ceea ce dorește. El îi împinge pe cei doi infractori într-o schemă care este de fapt o capcană întinsă mafiei din New Jersey. Pe ProTV de la ora 20:30 puteți urmări Riddick, producție care îl readuce pe Vin Diesel în interpretarea antieroului său preferat, un condamnat evadat căruia îi vrea capul orice vânător de recompense din galaxie. De această dată, trădat de semenii săi și lăsat să moară pe o planetă pustie, Riddick luptă pentru supraviețuire împotriva extratereștilor, devenind astfel mai puternic și mai periculos ca niciodată. De la miezul nopții pe Antena 1 puteți urmări filmul The Box. În 1976, Norma Lewis, profesoară la un liceu particular, și soțul ei Arthur, inginer la NASA, trăiesc o viață obișnuită într-o suburbie împreună cu fiul lor. Până când un tip misterios cu o față oribil desfigurată apare la ușa lor și le face o propunere, cutia. Având numai 24 de ore pentru a face alegerea, Norma și Arthur se confruntă cu o dilemă morală. Curând, cei doi descoperă că ramificațiile deciziei lor sunt imposibil de controlat și că se extind asupra propriei lor vieți și destin. Second, you will receive a payment of $1 million. You have 24 hours. Did you get a chance to run that license plate number? Hello, Norma. I hope he isn't playing detective. I have quite a few employees. De la ora 23 pe National Geographic Channel puteți urmări documentarul Droguri SRL. Serialul urmărește ciclul de producție a celor mai utilizate substanțe stupefiante, linia lor de aprovizionare în mijlocul comunităților și efectele asupra corpului uman. În episodul din această seară, descoperiți ascensiunea cartelurilor dominicane din Boston prin intermediul mărturiilor traficanților, consumatorilor și forțelor de ordine. The heroin benzo cocktail is provoking a crisis for emergency services. Heroin-related hospital admissions are hitting record highs. Heroin is a drug that's very tough to kick. It's just a nasty drug.